găsit, dragi prieteni! Sunt Ștefan Pușcă și vă invit să urmăriți o nouă emisiune, Formula Stării de Bine. Astăzi vom discuta despre cum să devenim mai conștienți de gândurile noastre cu ajutorul unor forme de meditație. Voi face acest lucru împreună cu invitatul meu, domnul Marius Octavian Ștefan, pe care îl salut cu această ocazie. Bună seara, Octavian, și bine ai venit la Formula Stării de Bine. Bine v-am găsit. Octavian, deci vorbim despre a deveni mai conștienți de gândurile noastre cu ajutorul unei forme de meditație. Hai să vedem la ce folosește să fim mai conștienți de gândurile noastre. Adică de ce am face acest lucru? Wow, cu ce să încep? Cu un nivel mai ridicat de conștiență ne face mai lucizi. O luciditate, un grad de luciditate în plus, aduce mai multă stare de prezență sau un procent mai ridicat în a fi prezent. Și aici o să vreau să dezvoltăm puțin mai târziu ce înseamnă această prezență, pentru că primesc multe întrebări. Stai puțin, că am citit cartea aceea, cartea cealaltă. Am înțeles așa teoretic cum să fiu eu aici și acum. Sună așa... Sună frumos. Cărțile lui Eckhart Tolle și Osho vorbește despre, despre prezență. Foarte mulți promotori ai procedeelor introspective vorbesc despre prezență. Da, și mai avem un autor, între ghilimele, faimos, care vorbea in extenso despre prezență, și anume părintele Arsenie Papacioc. Da, exact, chiar... Și o explică foarte, foarte frumos. Da, într-adevăr, iată unul din părinții spirituali, ca să zic așa, ai neamului nostru în prezent, da, fiindcă îl considerăm că este prezent între noi. Da, a abordat acest subiect foarte interesant. Ce... Da, după ce încerc să dau răspunsul eventual la ce m-ai întrebat, chiar ar fi interesant să revenim la acest aspect. Dar revin la luciditate și la trăim prezent, spuneam, ca beneficii la un nivel mai înalt de conștiență. Automat acest lucru ducându-te la un grad mai mare de libertate. Libertate însemnând liber de emoții, liber de gânduri și așa mai departe. Da, deci noi avem aceste... procese mentale care se petrec în mintea noastră, această ruminare, această rumegare a gândurilor pe care o facem zi și noapte fără să fim conștienți de ea. Și este, de fapt, este un mecanism de protecție, este un mecanism ancestral de protecție. Fiindcă în momentul în care tu te gândești la tot felul de lucruri din trecutul tău și evaluezi dacă lucrurile respective s-ar putea dezvolta în situații amenințătoare pentru tine în viitor, în acel moment s-ar putea să fii mai pregătit să te aperi. Am spus că este un mecanism ancestral. Deci asta a funcționat foarte bine la strămoșii noștri, la strămoșii foarte îndepărtați. Acum însă, cum amenințările acestea de care vorbesc, care erau mai mult fizice pe vremuri, nu mai sunt atât de prezente, procedeul acesta de rumegare a gândurilor este încă actual totuși în mintea noastră. Și întrebarea este, ne face bine, ne face rău? Ce părere ai? El e un proces natural. Nu ai ce să-i faci și nu ai cum să-l oprești, nici măcar cu ajutorul meditației. Mintea, mentalul, trebuie să stea
trebuie să fie în orice clip într-o anumită stare. Corect? Exact. Deci asta e tendința naturală a minții. Ne gândim la ceva absolut tot timpul. Vrei, nu vrei, ești într-o dispoziție sau predispoziție. Încerc să vorbesc rar ca să se înțeleagă, pentru că e o nuanță fină aici. De acord cu tine. Câteodată sunt mulțumit, bucuros, fără să am habar de ce. Sunt locuit de această bucurie. Alte ori, fără să-mi dau seama, nu știu din ce motiv, sunt picat. Este înlocuită bucuria de mai devreme cu o stare de angoasă, de anxietate, orice altceva. Știința spune că cel puțin două treimi din timp suntem picați, cum spui tu. Sunt de acord. Ce vreau să spun? Să ne imaginăm, hai să facem o metaforă. Să zicem că mintea ar putea să fie goală. N-ar avea de ce să agațe aceste stări. Bun, dar eu zic așa, suntem predispuși tot timpul într-una din aceste stări sau o combinație a lor. Stări însemnând combinație între gânduri, emoții, da? Exact. Și atunci, e important ce gânduri rulăm? Sigur că da. Acum, anumite gânduri sunt, dacă vrei, proiectate din eul nostru, dar mai este o categorie cu care nu avem nicio legătură. Oarecum, parcă ne trăiesc ele pe noi. Ori luciditatea de care vorbeam mai devreme, tocmai aici vine să facă lumină. Pentru că un anumit eveniment poate să-ți răsară în tine emoții nebănuite, nu? Chiar vorbeam cu cineva și spuneam că, atenție, noi nu știm de ce suntem în stare, pentru că am trecut prin evenimentele respective. Da. Poți să-ți imaginezi că într-o anumită ipostază te vei comporta așa. Este doar o părere. E o presupunere. Dinainte exprimată. Nu știi. Da. Acum, părerea mea este următoarea, că faptul că noi ruminăm, că învârtim aceste gânduri în minte, nu este o problemă. Problema este atașamentul față de aceste gânduri și stările pe care ni le dau ele. Fiindcă, după cum spune știința, între 67% și 80% gânduri atinse de negativitate, omul contemporan nu este un om fericit. Deci noi nu avem o stare care să fie predominant bună pe parcursul zilei. Mă refer la starea minții, la starea emoțională, spune-i cum vrei. Momentan deci, nu, da. Nu trăim în bucurie și în recunoștință și în fericire și așa mai departe. În bună dispoziție, nu suntem niște ființe de genul acesta. Suntem niște ființe care în cotloanele minții învârtim tot felul de gânduri, de îngrijorări, de frustrări, de nu tot timpul. Dar o mare parte din timp suntem preocupați de aceste lucruri. Adică pentru cine nu crede că am dreptate, îi propun să stea pur și simplu pe un scaun, într-o cameră, în liniște, cu ochii închiși, timp de 10 minute și să remarce ce fel de gânduri îi vin în minte. Absolut. Să remarce câte din ele sunt de îngrijorare, câte din ele sunt de furie, câte sunt frustrări, câte sunt incertitudini și așa mai departe. Absolut, da. Deci e un lucru care poate fi experimentat foarte, foarte ușor. Acum, întrebarea ar fi următoarea. Dacă noi am putea lăsa aceste gânduri să meargă, fiindcă ele nu se vor opri niciodată, mintea nu se oprește. Dar să punem cumva o mică distanță între noi și ele. Deci să fim ca un fel de spectatori
acestor gânduri, să nu ne mai implicăm în, hai să zicem, în stările negative pe care ni le dau ele. Deși meditația spune că este bine să nu te implici în niciun fel de stări. Deci să fii bucuros, să-ți dai voie și să fii supărat când este cazul, dar să nu fii foarte pătruns acolo în ghemul acela de gânduri, să nu înceapă să te învârtă acele gânduri. În momentul ăla tu te-ai pierdut. Dacă ești atent, cum spui tu, și te lași prins de scena respectivă, ai șansa să trăiești non-prezență, dacă ești atent. Mi s-a întâmplat cu mult timp în urmă, înainte să simt o fărâmă de prezent, mi-am dat seama că nu sunt prezent. Și în momentul în care mă lipeam de orice, știu eu, nu neapărat eveniment, de orice veste, bună sau rea, mintea mea era oarecum, se gândea la ce vrea, nu știu cum să exprim mai bine. Da, 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 te conducea mintea pe tine și mintea exact. Te poate da de toți pereții, la figurat, bineînțeles. Dar dacă ești atent, o să vezi că, acum permite-mi exprimarea, dacă ești atent, o să observi că nu mai ești atent la ce e în imediata ta apropiere. E un semn nu tocmai în direcția prezentului. E un semn al non-prezenței în acel moment. Da. Ceea ce este un semn de un flag, un punct de avertizare, dacă vrei, pentru cine reușește să-ți dea seama că n-a fost acolo. Iei act de el și mergi mai departe. Dacă ți-ai dat seama că nu ești acolo, te încearcă prezent. Corect. Uite, discutam cu cineva cu care făceam terapie și se plângea de acest lucru, că este violentat de gânduri. Da, se poate. Este abuzat de gânduri, de propriile gânduri. Omul fiind, din punct de vedere emoțional, normal, ca să zic așa, adică nu se plângea de ceva. Interesant este că l-am întrebat dacă nu i-ar folosi să-l învăț niște metode simple prin care să se scoată puțin din aceste gânduri. Și știi ce mi-a răspuns? Că nu se poate să înveți așa ceva, fiindcă este în niște situații foarte grave și nu are timp de așa ceva. Deci era total prins. Deci omul era foarte, foarte prins. Au trecut vreo 3 ani, terminasem terapia energetică respectivă și m-a sunat într-o seară și mi-a zis: domnule, dumneata, parcă mi-ai spus, să-mi amintesc așa vag, că mi-ai spus că aș putea face ceva să mă liniștesc, să mă scot din aceste gânduri. Și bineînțeles că am început să râd și am zis: da, domnule, acum discutăm. Acum avem subiect de discuție, că acum înțelegi, este vorba de o mică trezire în momentul în care îți dai seama de așa ceva. Da. Că merită să devii conștient de gândurile tale și acea conștiență îți aduce trăirea în prezent. Da, dar vine la pachet, da. Da, fiindcă dacă tu, spre exemplu, pe parcursul unei zile vorbești cu aproape toate persoanele pe care le întâlnești și le povestești că te-a insultat cineva săptămâna trecută, înseamnă că sigur nu trăiești în prezent. Dacă spui că ai nu știu ce problemă sau că nu știu ce ți-a făcut statul sau vreun vecin sau așa și nici măcar nu cauți o soluție, iarăși nu trăiești în prezent. Sunt de acord. Aici am o categorisire la aceste atașamente sau gânduri care ne poartă așa pe undele minții, să zic. Aș pune în prima categorie, mai îndepărtată de
sinele nostru, să zic. Evenimentele care sunt din aria, știu, a profesiei, a ocupației, da? Corect. A rolurilor pe care le asumăm și așa mai departe. A școlilor, toate cele. Apoi aș pune altă categorie, cele care sunt în legătură cu persoanele foarte apropiate de nouă, și o altă categorie, cele în legătură doar cu noi, cu propria persoană. Sunt dificultăți specifice în fiecare din aceste categorii. Exact, asta mă gândeam să remarc. Că fiecare categorie vine cu dificultățile ei și cu atașamentele ei. Absolut. Și o să te vezi mult mai ușor capabil să lucrezi la cele care sunt mai îndepărtate. Profesie, școală și mai departe. Chiar da. Și la tine o să fie mai ușor decât aria persoanelor pe care le considerăm apropiate și dragi. Corect. Bun. Acum, hai să mai facem un pas înainte. Deci noi am spus că folosim o formă de meditație, că o să dăm un exemplu de o formă de meditație, care ne ajută să devenim conștienți de gândurile noastre și prin asta să favorizăm, să zicem, dobândirea echilibrului emoțional. Și propunerea mea este să discutăm despre o formă de meditație pe Ajna Chakra. Da, o să explicăm imediat telespectatorilor ce este acest termen Ajna Chakra, despre ce vorbim, și o formă de meditație care folosește o anumită frază. Fraza asta o să fie propunerea mea ca formă de meditație, despre asta cred că vorbim spre sfârșitul emisiunii. Da, hai să vedem întâi, Octavian, ce este o chakra? Un disc. Deci chakra în limba sanscrită înseamnă roată. Exact, da? Ce sunt chakrele? Hai să lămurim puțin treaba asta. Vorbim despre energia vie, deci nu vorbim despre energia din fizică. Nu vorbim de energie electromagnetică, gravitațională și așa mai departe. Vorbim despre ceea ce în tradiția indiană și a medicinei tradiționale chineze se cheamă energie vie sau qi, cum mi se mai spune, sau în India de se cheamă prana, exact. Da, da. Da? Vorbim despre acest corp pranic pe care ei spun că îl avem cu toții, că îl au toate ființele vii. Da, este de o complexitate așa ridicată și noi o simplificăm atât de mult, dar hai să jucăm rolul, că am ști despre ce e vorba. Da, mie nici nu mi se pare suficient de corectă și de cuprinzătoare traducerea prin cuvântul energie. Da, dar chiar mă gândeam zilele acestea, fraților, când eu spun energie, oare la ce mă refer? Fiindcă am luat termenul ăsta de energie ca atare, pur și simplu. Știm din fizică atâtea forme de energie, calorică, ce știu, toate cele. Dar când spunem energie la nivel de centru energetic, despre ce vorbim? Exact. Uite, eu mi-am pus problema asta, că sunt practicant al acestor terapii energetice, fac terapii energetice de 30 de ani. Și noțiunea asta de prana, de energie qi, mi se pare atât de complexă că încă nu reușesc să am o traducere, ca să zic așa, cuprinzătoare, nici pentru mine personal. Deci trebuie să explici, ai putea să scrii câteva pagini despre această noțiune și să nu o cuprinzi așa cum este. Deci în niciun caz a nu se confunda cu energia din fizică. Deci pentru referință, da, cum definește știința energia? Sau fizica mai specific? Energia este capacitatea unui capacitatea unui corp de a produce lucru mecanic, în mecanică, da? Sau în general, e capacitatea unui corp de a produce o anumită
acțiune. Prin asta definim, sau prin asta definește știința modernă energia. Deci e o noțiune mult mai specifică și mult mai îngustă. Energia vie despre care se vorbește în tradiție este pe de-o parte și energie, fiindcă îți dă capacitatea sau dă unei zone din corpul energetic capacitatea să facă ceva. Este și senzație, fiindcă simțim energia, da? Și este și cumva interferă și cu noțiunea de emoție. Deci noțiunile de emoție și de energie sunt foarte strâns întrepătrunse. Deci este cel puțin la confluența a trei lucruri. Energie, senzație, emoție și ce-o mai fi pe acolo. Și nu cumva toate acestea trebuie să fie existat înaintea energiei? Foarte posibil. Dar oricum... Deci, iată că suntem nu la graniță, suntem pe o fantă foarte fină între aceste concepte, dacă vrei. Exact. Și eu, pentru mine, așa, când mă gândesc la energie, cel mai apropiat, știu, cea mai apropiată definiție pentru acest cuvânt, această noțiune, ar fi o părticică de conștiință. Energia, hai să zicem că este o manifestare a conștiinței. Bravo, manifestare, da. Hai să spunem că vorbim despre o manifestare, după cum și lumea este o manifestare a Divinului. Divinul este nemanifestat și lumea este o manifestare a sa. Deci este, pe de-o parte este creatorul, să zicem, și pe de altă parte este creația. Acum, dă-mi voie, rețineți ideea. Sau așa cum mai știm din scrierile sfinte, sacre și din cele apocrife și mai departe, există creat și necreat. Exact. Exact cum este manifestat și nemanifestat. Este, știi ce se spune despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este creat? Nu, nu poate să fie creat, fiindcă dacă ar fi creat, l-ar fi creat altcineva, nu ar fi Dumnezeu. Dumnezeu este necreat. Lumea asta fizică, cu diversele sale manifestări, energie, materie și așa mai departe, este creată. Este creată și am atâtea exemple aici, încât în favoarea acestei propoziții a ta, nenumărat. Apa este creată dinainte, pământul este creat dinainte, natura este creată dinainte. Nu? Exact, dinainte să venim noi pe pământ. Da, interesant este ce spune Biblia, că Dumnezeu a creat lumea dintr-un cuvânt. Ne ducem foarte departe. Da, e interesantă semnificația. Da, te rog. Adică este un simbol, o energie. Da, conține foarte mult un acest sunet, cuvânt. Un cuvânt conține foarte multe lucruri. Da. Dar, materie, energie, sunet, cum ai spus tu. Exact. Deci, noțiunea asta de cuvânt spune foarte multe. Da. Energia, am putea să spunem că este o latură a cuvântului. A cuvântului primordial. Fiindcă energia este prezentă de când este prezent Universul. Fiindcă dacă nu ai avea energie, nu ai avea mișcare, nu ai avea nici viață și așa mai departe. Deci a se reține că vorbim despre energie specifică biosului. Deci... Exact. Vorbim despre energia vie și fizică. Deci despre ansamblul. Da. Ansamblul lor. Energia vie susține viața. În momentul când o ființă își încetează viața, ce se întâmplă? Începe un proces de degradare a fizicului. Susținut deci, până atunci de acest bios. Exact. Clar. Deci în momentul în care acest bios nu mai este prezent, este retras, se retrage. Fizicul se degradează încet, încet și încetează să fie ceea ce a mai fost. Da. Ceea ce a fost. Da. Da? Deci, această energie vie despre care vorbim noi, prana, chi, spune-i cum vrei, este ceea ce susține
tot universul, în special pe cel viu. Am plecat de la Ajna Chakra, totuși. Am plecat de la Ajna Chakra. Bun. Noi avem acest corp pranic, da? Această energie care ne spun, tradițiile spun că ne asigură viața. Bun. De ce apar aceste vortexuri de energie, aceste chakre? Deci de ce corpul, să zicem, unor ființelor de același fel, oameni sau poți să iei o specie de animale sau o specie de pești sau ce vrei tu, au energia dispusă într-un anumit fel? Medicina tradițională chineză susține că există acele meridiane de energie cu puncte energetice pe ele și așa mai departe, da? Și există niște puncte energetice majore, niște vortexuri din acestea majore, mult mai mari decât celelalte, pe care tradiția le numește chakre. De ce apar aceste chakre? De ce se grupează energia pe aceste vârtejuri atât de mari, care sunt cele 7 chakre? Uite, asta mi se pare o întrebare interesantă și mi-am pus întrebarea asta. Da, aici o să intru pe filozofia hindusă, pentru că la nivel de chakre este mai detaliată, mai cuprinzătoare. Filozofia chineză este Nu vorbește de chakre. Filozofia chineză dă importanță cam egală tuturor celor 72.000 de puncte de energie de pe corpul uman, da, și le leagă de funcții. Da. De funcțiile organismului. Deci ei, bine, ei vorbesc în mare de tantienuri, de... Exact, vorbesc de cele 3 zone, da. O să vorbim într-o emisiune despre tantienuri, da. O să spunem ce, da, ce da, sunt. Da, 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 da. Sunt cele 3 zone majore ale corpului. Da. Bun, de ce apar? De ce există? De ce preexistă? De ce există în forma asta? De ce sunt ele mult mai mari decât ceilalți centri mici de energie? Acum îmi vine în minte o teorie pe care am studiat-o în legătură cu centri energetici la bebelușul care se formează intrauterin. Așa. Și în acea teorie ne arată clar, ca să răspund la întrebarea ta, de ce apar? Da, da. Păi apar ca să susțină dezvoltarea acestei vieți. Și să o întrețină pe parcurs și așa mai departe. Dar, să revin, centri, sunt ca niște puncte principale mai mari în raport cu unele mai mici, să zicem, ca cele de acupunctură. Sunt foarte cunoscute, da. Da? Bun. Ele sunt bucăți sau lacuri dintr-o rețea. Noi le cunoaștem pe cele 7, să zicem, da? Hai să spunem, fiecare lac perfect format, dar, atenție, sunt conectate prin acest, cum se spune, traseu principal energetic, care este ca o... Meridianul principal de energie al... Traseul principal de energie. Da. Căutam cuvinte mai ușor de înțeles. Ok. Canalul principal de energie, care unește acest centru principal. Exact. Și care mută energia de la unul la altul atunci când este cazul, care realizează un gen de echilibru între ei, dar e un echilibru parțial, nu este total. Da, sunt de acord. Și vreau să mai spun așa, să spun celor care ne urmăresc, că tu evident știi. În cazul unei persoane realizate spiritual, nu mai vorbim de centri energetice. Vorbim de acest canal realizat, practic. Până acolo, ne folosim de acești centri energetici, fiecare cu specificul lui. Și ca să vedem de ce există ei, trebuie să ne uităm doar în corpul fizic. Foarte simplu. Creștetul capului cu tot ceea ce înseamnă creștetul capului. Un exemplu, da? Da. Sau baza coloanei vertebrale, cu tot ce înseamnă baza coloanei vertebrale. Începutul coloanei vertebrale, care este coccisul, o zonă specială,
toți nervii din acea zonă, nu mai zic de trasele energetice care trec pe acolo. Deci, în fizic, avem motivația pentru care ele există. Dar acum o să îmi spună cineva că stai puțin, că fizicul e ceea ce se vede. De ce? Oare de ce nu explicația fizicului este energetic sau a energeticului fizic? Poate că e invers. Poate că există... Aici este marele secret, după părerea mea. Aici am vrut să ajung, știi? Da. Și tocmai modul ăsta cum este agregată materia, asta e o mare, mare întrebare. Și ce anume conține informația corpului nostru fizic, de exemplu? Vezi, vorbeam cu un fizician din America. Este un mare fizician, unul din cei mai cunoscuți este fizician atomist și este și el preocupat de aceste lucruri cu energii vii și așa mai departe. Este preocupat de tânăr de subiectul acesta. Și îmi spunea o teorie că, domne, aceste chakre sunt formate că din factorul de formă al corpului se acumulează energia mai mult într-un loc. Da. Da, și dar... sunt de acord că este logic ce spune el. Adică mi s-a părut, zic. Da, nu e o părere. Da, o părere foarte pertinentă și de bun simț. Vorbim de un fizician care a fost pe lista scurtă pentru premiul Nobel pentru fizica atomică. Deci vorbim de o personalitate chiar. Da. Însă i-am pus atunci acea întrebare. Și anume, nu cumva energia ne-a format pe noi în felul ăsta? Nu cumva există o matrice energetică care ea ne face să fim așa? Aceasta este exact ceea ce vezi, ceea dilema. Ce, da, dilema de care vorbeai tu mai înainte. Eu cred că este un cerc. Da, pentru mine nu e o dilemă. Eu cred că materia și energia vie se formează reciproc. Da, bun, sunt de acord. Materia vie prin legile fizicii, explicată foarte simplu. Exact. Și restul prin legile metafizicii sau... Vezi, eu sunt convins că nici legile fizicii, nici ale metafizicii, cum le numești tu, nu explică corect și complet fenomenul. Complet. Păi nu, vezi, fiecare cu explicația lor. Fiecare explică partea ei și are mai multă sau mai puțină dreptate. Dar peste legi... există un principiu, peste legi. Corect sau nu? Da, de acord. Eu cred că de aici vin. De aici vin explicații. Deci, ideea este că noi oamenii, prin concepții filozofice, prin concepții religioase, prin științe, prin convingeri, prin tot felul de asemenea procese, încercăm să construim niște hărți ale realității. Da. Fiindcă noi asta am făcut întotdeauna, mintea noastră așa a mers, da? Construim hărți. Dacă nu am construit aceste hărți la propriu și la figurat, da? Noi nu am trăit, așa suntem învățați noi să trăim, dar hărțile nu sunt tot una cu teritoriul. Adică gândește-te, una este să ai o hartă a României cu culori pentru câmpii, dealuri, munți și așa mai departe. Și în momentul în care te duci în teritoriu, vezi că situația este de fapt mult mai complexă de atât. De acord. Și vezi niște aspecte pe care harta nici nu are cum să ți le arate. Absolut. Da, deci noi discutăm aceste concepții și sunt foarte interesante punctele diferite de vedere și bune și este bine că sunt diferite și că sunt mai multe. Dar... da, și nu este numai asta. O hartă este întocmită de observatori. De un observator care nu are posibilitatea Absolut. De a observa complet. Absolut. Eu dacă mă duc acolo, o să observ total diferit. Exact. Deci tu s-ar putea să nici nu observi ceea ce este pe harta respectivă. Spre exemplu, poți să fii pe un podiș, da? Și să consider că ești pe o câmpie. Absolut, absolut. Da? Și tu poți să fii, spre exemplu, în podișul Tibet, da? Este vast, este și are o înălțime de 4.000 de metri. Pentru că eu mă duc cu un bagaj la câmpie. De...
Poftim? Nu ești la câmpie, zic, în momentul în care ești în podișul Tibet. Da. Și asta pentru că eu mă duc cu niște păreri deja formate, cu un bagaj de cunoștințe, plângând de alt observator, cu altele. Exact, deci mai sunt și convingerile fiecăruia și volumul de cunoștințe anterior pe care îl are, care distorsionează modul Absolut, cum absolut. percepe realitatea. Bun, hai să trecem acum la, deci am discutat așa pe larg că sunt aceste vortexuri de energie, ceacrele, da, aceste acumulări de energie, că ele trag energie prin partea opusă, scot energia folosită din organism. Tradiția indiană și cea chineză spun că deservesc organele cu energie și în lumina a ceea ce spuneam mai devreme că și energia formează materia, nu numai materia formează energia. Tot mersul ăsta al pranei Da. în corp, da? Sau al Da. ciului în corp, ne ajută să funcționăm într-un anumit fel, da? Și avem aceste șapte ceacre, despre care nu vom discuta astăzi în detaliu, sunt destul de cunoscute, însă astăzi vrem să ne focalizăm, ca să zic așa, pe o metodă de meditație, pe o ceacră care se cheamă Ajna Chakra și este în centrul frunții. Deci exact acesta este punctul, da? Unde este, deci este spațiul dintre sprâncene, un deget mai sus este o mică adâncitură în os, deci cam acesta este locul lui Ajna Chakra. Și eu am spus mai devreme că dacă învățăm să facem o anumită formă de meditație pe acest centru de energie, pe Ajna Chakra, vom ajunge destul de ușor, poate, da, sau poate chiar nu chiar așa ușor, dar vom ajunge să fim destul de conștienți de gândurile noastre. Și s-ar putea chiar după mai multă meditație, după luni și ani de o asemenea meditație, să înțelegem chiar mai mult despre gândurile noastre și despre modul în care ele răsar în minte, persistă un timp și după care se sting. Da. Înainte să aduc și eu ceva în plus la ce ai zis tu acum, vreau să completez puțin, foarte pe scurt. Ai spus așa. Energia creează materie, materia creează energie. Corect? Sau cel puțin așa consideră cele două concepții. Sunt de acord. Oarecum gândit ca un... Fizica spune că sunt echivalente, spre În exemplu, și echilibru, acesta este un fel de perpetuum mobile, într-o stare de echilibru perfect, vreau să spun. da, este, adică ideea mi se pare corectă, poate nu în sensul literal, perpetuum mobile, dar e o Nu, transformare normal. continuă din Exact, una exact. în cealaltă, nu este și Da. reversibilă neapărat. Și aș vrea să spun că nu contrazic asta, sunt de acord, o accept. Doar că nu e doar atât. Corect? De Și acord cu acum, tine. să revenim la Ajna Chakra. Hai să vorbim puțin despre Ajna Chakra. Ce este, ce funcție are, ce ajută, ce. Ca să vedem de ce ar putea o meditație pe Ajna Chakra să ne ajute să ne vedem în ghilimele gândurile. Acum îmi vine atâta teorie despre Ajna Chakra și încercam să Hai, fac o selecție. hai să rezum eu un pic la început și după aceea spui. Deci, Da. Ajna în sanscrită înseamnă comandă. Și comandă, da. Da? E unul din sensuri, este comandă. Este centrul energetic de energie vie care corespunde lobilor prefrontale ai creierului, Da. despre care știința se spune că se ocupă cu controlul corpului. Deci au un rol foarte puternic în controlul corpului. Spre exemplu, îmi aduc aminte un mare medic îmi povestea următoarea situație imaginară. Ești la serviciu într-o ședință. Și simți nevoia urgent să te duci la toaletă. Dar tu știi că nu te poți ridica de acolo încă o oră sau două. Și
spune că acest control de a sta pe scaun și nu merge la, de a nu merge la toaletă se datorează acestei zone a lobilor prefrontale, creierului. Că asta spune știința, că acolo este sediul controlului asupra organismului de acest tip, cum am povestit acest exemplu pe care l-am auzit și eu de la altcineva. Deci, într-adevăr, zona respectivă, deci se pare că înțelepții din tradiție au intuit foarte bine că zona respectivă îți dă un anumit control, nu total, un anumit control asupra proceselor din corp și, bineînțeles, asupra energiilor. Dar pe lângă aspectul acesta de control, ajna are și un rol de observație. Se spune, în tradiție se spune că în momentul în care ajna chakra este foarte bine activat și echilibrat, ai o capacitate foarte bună de a observa lucrurile. Și chiar că activarea lui și mai puternică, să zicem, duce către o intuiție crescută. Chiar se vorbește de clarviziune. Da, percepția și intuiția sunt augmentate. Exact. Chiar se speculează că este sediul conștiinței, am și primele... Sediul conștiinței în stare trează. Da. Și exact cum spuneai și tu, mai cunoscută ca și cel de-al treilea ochi, să zic. Așa, și... cunoscută ca cel de-al treilea ochi, trebuie să precizăm că este o exprimare metaforică. Se spune că cele două meridiane de energie secundare ale corpului, meridianul de energie yin și cel yang, trec prin ajna chakra, unde se încrucișează, își schimbă partea și se termină în cele două sfinctere nazale, în nări. Deci echilibrarea lui ajna chakra echilibrează și energiile yin și yang din corpul nostru energetic. Acesta, da, iarăși este un aspect de reținut. Da, aceste lucruri sunt descoperite, revelate celor care și-au pus problema serios în vechime. Cine știe, acum câți ani, oricum mii de ani, aceste descoperiri și revelații ne-au fost transmise. Noi le-am studiat, le-am... De niște oameni care aveau ajna chakra bine activat, ca să facem o glumă. Sau foarte bine activat. Aici vreau să ajung. Ei n-ar fi putut să descopere aceste lucruri fără să fie la un nivel ridicat al acestei activări. Sau exact. Acestei ridicări în conștiință. Dacă... Deci oarecum... Ajna chakra ni s-a revelat de la sine, prin așa zis și noștri maestri. Da, am avut noi ca civilizație, am avut acest mare har, această mare binecuvântare a existenței înțelepților din vechime și al oamenilor de știință. Printre noi întotdeauna au fost mari oameni care au reușit să îndrume specia în direcție bună. Asta este un dar de la Dumnezeu. Da. Deci l-am avut, asta vreau să spun, că am fost binecuvântat cu așa ceva și acum chiar că avem la îndemână foarte multe informații, chiar dacă nu toate, e normal, dar avem foarte multe date. Hai să vorbim acum, aș vrea să spun tehnica meditativă, pe scurt să spun și fraza aceea, fiindcă nu mai avem decât vreo 5 minute și te las să comentezi. Eu am să fiu foarte... Să încercăm să fim scurți. Să fim scurți. Deci, ne așezăm pe un scaun cu tălpile stau așezate pe sol, palmele stau așezate pe genunchi cu fața în sus, ochii închiși. Și ne concentrăm atenția în prima fază că pe cele două sfinctere nazale. Sfincterele nazale sunt cele două inele musculare care se află în fiecare nară la circa un centimetru adâncime și care reglează fluxul de aer prin contractare și dilatare.
percepem bătăile de puls acolo și facem exercițiul de a sta atenți, cu calm, pe zona respectivă și a număra bătăile de puls până la 100. Aceasta este prima etapă. După aceea mutăm atenția pe globii oculari, din nou observăm bătăile de puls, numărăm până la 100. După care mergem cu atenția pe ajna chakra, pe acest punct de aici, simțim și acolo bătăile de puls, numărăm până la 100. Procedeul nu e foarte ușor. Ca să fiu sincer, și nu este un procedeu pentru începători. Deci trebuie să ai ceva experiență în meditație ca să-ți reușească. Rezultatul este, și nu vreau să spun mai mult de atât, că devii foarte conștient de gândurile tale după ce faci treaba asta. Îți dă o anumită detașare. Tot procesul acesta. Și încă asta este o meditație foarte accesibilă pentru ajna chakra. Deci, dar greu accesibilă pentru un neinițiat. Da, și vă mai propune una și mai simplă. Pune degetul pe așa. Așa. Da. Până și, deci am pus degetul o presiune moderată. Să încercăm să simțim aici bătăile de puls care pot să Exact. parvină în deget sau chiar în frunte, nu contează unde o să le simțim. Unde simți, da? Și ușor, ușor încercăm să ridicăm degetul, dar foarte lent, adică câte o zecime de milimetru, știi, câte puțin, câte puțin, dar încercăm să nu pierdem contactul cu pulsul. Exact. Până când o să simțim că am ridicat degetul, dar pulsul o să simțim în continuare. Rămâne senzația. Rămâne senzație. Și apoi Exact. vedem ce a rămas. Dar asta doar ca antrenament la ce ai spus tu. Exact. Cum erau prolegomenele la critica rațiunii pure, scrisă de Kant. Aoleu, da. Da? Deci critica rațiunii pure, pentru care trebuia să fii foarte antrenat să citești, atunci au fost scrise niște prolegomene și pentru acelea trebuia să fii foarte antrenat să le citești, și Da. prolegomene la prolegomene n-au mai existat. Nu mai există, da. Așa, asta Acum, ca să ne permitem o glumă. noi aici venim cu ceva avansat, adică tehnici de concentrare pe ajna chakra. Da? Adică aici este Este pentru autocunoaștere pură. avansați. Da. Autocunoaștere Și pură. ar mai fi și o mantra, dar poate despre asta vorbim în emisiunile viitoare. Am să o spun, fiindcă am promis că o spun. Sunt treaz și conștient de gândurile și emoțiile mele. Se repetă de, să zicem, de 30 de ori dimineața, de 30 de ori seara, atât. Asta este tot ce trebuie să faci în fiecare zi, poziție de meditație cu ochii închiși și așa mai departe. Invităm telespectatorii care vor încerca aceste meditații să ne scrie ce au simțit pe rețelele de socializare, spre exemplu, sau să ne caute adresa de e-mail, să ne scrie un e-mail despre ce rezultate vor da aceste meditații. Eu zic să lăsăm situația în coadă de pește, să nu spunem prea mult, ca să invităm telespectatorii să practice. Dar este și o cale mai bună să nu dai teoria toată la început ca să nu strici practica. Sigur că da, fiindcă altfel nu mai practică nimeni. Îți mulțumesc frumos, Octavian, pentru participarea la emisiune. Cu multă plăcere. Dragi prieteni, zile frumoase vă dorim să aveți și să ne revedem sâmbăta viitoare. Mă scuzați, este duminica viitoare, săptămâna viitoare, la aceeași oră, în aceeași zi și la aceeași oră, la formula stării de bine.